Salut, Gabi! Salutare! Ați fost conduși cu 1-0, 2-0, 3-1, până la urmă i-ați dat de cap. Ce ați făcut? Munca în echipă și a spus cuvântul acum. Suntem o echipă în creștere, am întâlnit un adversar cu o experiență bună în competiția asta și cred că rezultatul e unul meritat. Unde vreți să ajungeți? Ați mai acumulat acum 3 puncte, urcați un pic, totuși nu sunteți departe de primele locuri. Da, clasamentul e foarte echilibrat. Încercăm să ne clasăm cât mai sus în ierarhia clasamentului ăsta. Competiția e foarte ridicată, cu o victorie te duci sus, cu una la fel de jos. Tu ai un obiectiv personal? Îți place să marchezi? Nu neapărat să marchez. Treaba mea e să nu ia echipa gol. Dacă nu am luat gol, plecăm cu un punct deja în fața adversarului. Să nu ia multe, că ați luat 3 totuși. Se mai întâmplă. Aici, victorie, da, victoria e cea mai importantă. Acum o să mergem cu băieții la o bere. Mulțumim staffului care se ocupă de noi și sperăm să terminăm cât mai sus în campionat. Două vorbe de competiție în general? Competiția e una foarte frumoasă. E foarte echilibrată, cu fotbaliști de valoare. Repriza 3 și mai echilibrată. Mersi mult și baftă!